Ministrul Apărării Anatol Șalaru a prezentat în cadrul unui briefing rezultatele participării Republicii Moldova la summitul NATO de la Varșovia, Polonia. Șalaru a declarat că a cerut țărilor NATO sprijin pentru ca armata rusă să fie evacuată din Transnistria. Potrivit ministrului Apărării, urmează a fi duse tratative pentru ca problema care există de 25 de ani în stânga Nistrului să fie rezolvată. Anatol Șalaru a menționat că au fost obținute toate solicitările făcute la adresa reprezentanților NATO, dar și că situația din Republica Moldova a fost discutată pe larg, fiind prima dată când în rezoluția finală ONU de o asemenea importanță, un paragraf întreg este dedicat Republicii Moldova. Este pentru prima dată când în documentul final, rezoluția finală a unui summit de o asemenea importanță, un paragraf întreg este dedicat Republicii Moldova și Republica Moldova este pomenită în patru paragrafe și s-a discutat foarte mult și pe larg situația din Moldova și despre Moldova. La summitul NATO din Varșovia, Polonia, desfășurat între 8-9 iulie curent, au participat reprezentanți din cele 28 de state aliate și țările partenere ale Alianței Nord-Atlantice.